Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Sosnovka din Farming Simulator 22. Am terminat cu baloții, cu paiele. După cum ați văzut în ultimul episod, am avut câteva paie de strâns, câțiva baloți. Arată genial storage-ul ăsta pentru baloți. Îmi place super mult, mai ales cum se acoperă așa baloții. Arată foarte, foarte frumos. Am modificat puțin și aici zona, doar că mi-au rămas triggerele astea 4 în aer, dar trebuie să las așa ca să am și o coborâre pe aici, ca să nu intru mereu cu spatele. Dacă venim aici frumos, avem 133 de tone de paie. Funcționează foarte bine, l-am și probat. Îi dăm aici frumos air. Vedeți, avem paiele, să le alegem. I-am dat ok frumos și putem să alegem baloți rotunzi sau baloți pătrați, cum am pus noi, de 2,4 metri. 9000 de litri. Dacă îi dăm aici frumos ok, aici ne alegem câtă cantitate, câți baloți vrem să ne genereze. I-am dat frumos ok, bam, și ne l-a dat aici frumos afară. Avem balotul, putem pot să iei și rotunzi și pătrați. Îi de aici frumos, de aici îi încarc, îi duc la porci, îi duc și toc și pentru vaci dacă avem nevoie. Dar ăștia mare parte i-am făcut pentru porci. De asta i-am și pus aici aproape lângă porci, ca să avem paie pentru porci. Bun, încă sunt la 1 august, nu am schimbat timpul. Deoarece vreau să semănăm rapiță, avem nevoie de rapiță pentru mixul la porci. Rapiță, porumb, avem nevoie de câteva produse. Nu știu exact, nu m-am uitat la porumb, porumbul. Porumbul e în luna octombrie. Porumbul, da, în luna octombrie. Sunt curios dacă este pe vreun teren porumb, dacă avem porumb pe vreun teren ca să-l cumpăr și să-l cultiv eu. Bun, deci avem porumb pe 10, că e destul de mărișor, e aici lângă shop-ul de animale, și pe 33. Le-aș cumpăra, luăm porumbul de pe ele și după aia le vindem înapoi. Vindem terenul nostru sau luăm niște bani din bancă și ne luăm terenurile după aia ale noastre înapoi. Bun, îmi dau rapid un teleport în John Deere. Unde e John Deere-ul? Aici. Și mergem să arăm. Trebuie arată toată. Încă nu mi-a trecut răceala după 2 săptămâni, încă sunt răcit. Mergem să arăm tot terenul ăsta care are nevoie de a fi arat. Toate cele două terenuri, că sunt două, că le-am unit. Bun, le arăm, dăm cu lime și semănăm rapiță. Rapița, dacă ne iese multă rapiță, vindem din ea, dacă nu. Și încă o chestie, nu m-am uitat la fabrica de lime. N-am mai venit aici să mă mai uit să văd câtă producție am, cât a produs fabrica asta. Avem 244 de tone de piatră și avem 50 de tone de lime. Încă nu-i avem de vândut. Lăsăm să se facă 70 de tone și când avem o remorcă de 70 de tone, bam, o luăm și o vindem. Sunt curios dacă pun lucrătorul automat, plugul ăsta, dacă îmi citește gen și dacă îmi citește tot terenul cum ar veni, dacă citește și zona aia unde era drumul înainte. Normal combina la citit. Eu cred că ar trebui să-l citească și ăsta și gen să-l are, să-l facă singur și eu să mă ocup de alte treburi, că vreau să pun celălalt tractor în spate să semene direct. Ăsta să are, celălalt să, de fapt nu, că trebuia cred că să aruncăm și cu lime. Probabil mă apuc eu de dat cu lime. Cu ușor aici în spate. I-am dat pe 3, frumos, și am plecat dus. Așa, bun, îi dau eu la asta. Stai așa să centrăm bine, că nu vreau să las colțuri, nu-mi place să fac. Să rămână colțuri, vreau să ia tot. Bun, îi dăm frumos pe lucrător automat și dacă mă dau eu jos din tractor, fugi, lime, tată, are nevoie de lime. Bun, eu aveam niște lime în remorcă, doar că nu mai avem tractor de dat cu lime acum, că l-am vândut tractorul la alt mic. Nu mai rămâne decât să iau John Deere-ul ăsta și dăm cu lime cu el. Oricum funcționează, încă nu l-am vândut. Nu avem încă banii necesari ca să-l vindem, ca să ne cumpărăm alt tractor. Plus de alta, am incorporat și o, în secțiunea de moduri, și o combină nouă. O combină de la John Deere. O să vedeți despre ce este vorba, dar costă destul de mult și nu prea am permis să o cumpăr, doar să iau bani din bancă și după aia să o cumpăr în combina plus header-ul, cred că ne ajunge undeva la 300-400 de mii și nu prea îmi permite în momentul de față, doar să iau bani din bancă. Știți că putem lua 1 milion, dar mai aștept puțin.
Bun, ăsta nu mai știu cât. Avea o rază destul de... Avea o rază destul de mare de lucru, dacă nu mă înșel eu. Mașina asta de dat cu lime. Ia să vedem. O deschidem. Și dăm bătaie. Bun, puțin mai la stânga. Nu dă chiar așa de... Nu dă chiar așa de mult. Mă gândeam că... Mă gândeam că împrăște mult mai mult lime. Și tractorul ăla... Ah, funcționează. Am crezut că s-a blocat acolo un copac la, la curbă. Normal ar fi fost, ar fi fost mai easy să fi făcut eu capetele. Mereu zic treaba asta că fac eu capetele și nu le fac niciodată. Să fac capetele ca să nu mai trebuiască să întoarcă ei acolo lângă copaci. Și plus de altă, acolo în față văd un balot. Se pare că mi-a rămas un, se pare că mi-a rămas un balot acolo în față. Îl luăm frumos imediat și îl ferim cu mâna de acolo. Ca să nu avem probleme, că văd că parcă o să dea cu botul în el sau îl agață după plug și îl trage pe tot terenul sau se blochează. Îl iau eu imediat și îl feresc de acolo. Hop. Îl lăsăm și pe ăsta să fugă. Am 12.000 și un lucrător automat. Nu prea bună situația asta. Plus de alta că nici nu am dat timpul să fi dat timpul, că așa mai intrau niște bănuți de la solare, dar n-am dat timpul și nu prea avem bani. Am băgat greu la găini, le-am umplut storage-ul la găini cu grâu. Ia să-mi dau repede teleport. Dar nu, eram bine. Mama, am atâtea utilaje, bine, nu sunt foarte multe, dar sunt câteva. Deci trebuie să mă teleportez din unul în altul până mă plictisesc. Să-l ducem pe ăsta, mai avem 32 de tone de grâu. Le băgăm și pe astea în... De fapt, asta nici nu le bag în buncăr. Le duc direct la fabricuța de mâncare pentru porci. Eu scărcăm acolo greu, ăsta oricum trebuie băgat greu acolo. Mai avem 70 de tone în buncăr. Mai avem la găine plin, le-am băgat și lor 50 de tone, mi se pare că a intrat acolo. Mai băgăm astea 30 aici. Deocamdată cu greu stăm bine, o să ne producă în capea asta aici sau... Da, în cape. Up. Și am fugit. Plus de alta am de vândut soia. Soia, ce preț ar avea soia în momentul de față? Dacă venim aici la prețuri, soia, avem 47 de tone de soia. Nasol. E tot în scădere, 700. Nu pot să vând soia la 700, că e prea... Mamă, e jale. Bun, deci cel mai bine se vinde în... În iunie, soia are prețul cel mai ridicat, 1186 și mie acum am de 700 pe ea, nu prea pe soia. Ce aș vrea să fac, o mică îmbunătățire când avem bani și un mic update, aș vrea să mai multiplic zona asta de solare, gen să mai pun niște solare pe partea asta, cum ar veni să dea așa, din astea încolo, bam, 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 4-5 solare. Să umplu toată zona asta cu solare și să am mai multe solare pentru că îmi produc bani solarele. Îmi produc, nu mulți, dar sunt bani care îmi intră frumos acolo în fiecare lună, câteva mii și îmi vin foarte bine. Îmi vin prea bine pentru fermă banii. Mă ajută, așa nu, de acolo să plătesc taxele, să plătesc toate, mă ajută pe mine cu cheltuielile ferme, cu întreținerea utilajelor, toate mizerile alea, ați văzut că vine o grămadă de întreținerea pentru utilaje și nu am așa multe. Dacă aveam 10-15 utilaje, cât îmi venea întreținerea lor? Pe 5-10.000 pe lună, cred. Dar o să vină și momentul ăla în care o să avem o grămadă de utilaje și de asta ușor. Aș vrea să mai updatez acolo zona de solare, că ne vine foarte bine în bănuția aia care ne intră în fiecare lună. Luăm frumos semănătoarea. Pup. Avem semințe? Avem. Schimbăm produsul. Punem rapiță. Și dăm bătaie cu rapiță. Avem acolo lucrător automat care dă cu lime. Acum cred că o să se pupe ăștia doi imediat. Dacă nu pornește celălalt John Deere mai repede, tare mie că o să se lovească unul cu celălalt. Nu, hai că au pornit bine. Întrecerea acolo, ia uitați la ei. Aaaa, stă la până de în spate, până...
Dar mi se pare că merge mai repede la dat cu lime decât celălalt acolo. Da, mamă, ia uite acolo. Zici că fac întrecere ăștia. Care să ajungă primul la capăt. Bun. Hai puțin mai în spate. Îi dăm frumos. Bam. Activăm frumos. Și ne apucăm de semana. Rapiță. Bun. Ne apucăm de semana rapiță. Să vedeți ce culoare frumoasă o să ia tractorul ăsta imediat. Mai mergem puțin pe var cu el și se facă totul alb, 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 alb. Bine, oricum el era murdar. Mamă, și semănătoare. Și semănătoare sau murdăritare? Super modul ăsta care îți murdărește utilajele după culoarea terenului, după culoarea solului. Arată nemaipomenit. Ăștia doi s-au pupat aici, unul cu celălalt, a dat unul în altul. Eram eu sigur că o să vină la un moment dat și o să se lovească unul cu celălalt. Mai avem lime, mai avem 61%. Bă, nu se consumă prea mult var, eu țineam minte că se consuma mult mai mult var. Când dădeai cu var, eu știam, nu știu de ce aveam ideea asta, că consuma mult mai mult var. Și văd că se consumă foarte puțin și remorca, nu știu, o fi din cauza remorcii, dar e o remorcă normală luată de pe mod hub. Apar nu am dacă așa e făcută ea să consume puțin sau se pune puțin var. Eu din ce țin minte se consuma o grămadă de var pe teren. Mai ales când trebuia să dai atâta terenul, trebuia să încarci de 2-3 ori cu var remorca. Bun, aici are nevoie de compactor. De compactat. Mamă, am văzut tractorul ăla, e prea alb, trebuie să... Pai de capul meu. Uitați un pic cum arată tractorul ăsta, cât e de... cât e de alb. Nu vine să cred, o să trebuiască spălate utilajele astea după ce își termină treaba. Bun, luăm frumos mașina de lapte și mergem repede să încărcăm niște lapte. Mi se pare că aveam 12 sau 15 tone de lapte acolo, să luăm laptele și să-l aducem aici la fabricuță. Ca să ne mai producă niște ciocolată, niște brânză, că și ăștia sunt bani bineveniți, ele se vând automat și acolo în fiecare lună sumează tot acolo, urcă tot în sus. Ușor, bam. Da, frumos, bine că s-a încărcat cu lapte. Mi se pare că asta nu acceptă pișelul, cum am pățit cealaltă remortă. Mă puneam aici și credeam să încarce și încărca și pișelul. Da, 12 tone de lapte. Bun, oricum, nu mă aștept să producă mai mult pentru că avem doar 20 de vați și acum știu producția lor, cam cât ne produc și cam cât timp ne produc atâta lapte, că nu vreau mai multe vaci. Și copacul ăla de la intrare o să trebuiască să-l tai, că nu-mi place deloc. Te lovești de el, nu știu de unde a apărut copacul ăla acolo. Dar o să trebuiască să-l scot, să-l tai de acolo. Bun, descărcăm frumos laptele. Ba, asta o las parcat aici, nu mai duc pe acolo pe lângă fermă, că și așa avem o grămadă de utilaje. Și nu vreau să-mi garb toată zona aia să nu funcționeze bine. Bun, să trag eu cu ochiul, ia să vedem. Bam, 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 3 litri, 8 litri, 4 litri, bă. Deci se produce tot, zahăr mai este pentru ciocolată, zahărul nu se consumă foarte mult, mi se pare că ia 1 sau 2 de zahăr pentru fiecare ciocolată și avem zahăr o grămadă. Bun, găinele au mâncare, 58 de tone, văd că au început să producă ouă, din nou să avem o producție masivă de ouă în fermă. Abia aștept să le vând, ca să facem bani ca lumea. Bun. Mă duc să continui repede cu utilajul de semănat cu tractorul. Opa, ăsta îl punem pe lucrător automat înapoi și îmi dau teleport în semănătoare. Utilaj. Asta a luat o raznă, n-am fost atent 2 secunde și a luat-o invers. Te trebuia să dea cu lime încolo și a început să dea în asta la altă parte cu lime. Din cauza că l-a depășit mașina de semănat, l-am depășit cu ea și s-a apucat de dat cu lime în cealaltă parte.
Genial. Acum sper să nu... Acum sper să nu mă, să nu mă întâlnesc eu cu celălalt copilaj, că îmi vine încoace. Nu știu dacă crește, dacă afectează cu ceva, nu cred că o să afecteze cu nimic Lime-ul ăla acolo. E un Lime-ul plus. Dar o dat peste semănat, cum ar veni. Peste zona semănată s-a apucat de dat cu Lime. N-am fost atent, două secunde m-am uitat, nu m-am uitat la el. Și a și luat-o pe unde a vrut el, lucrător automat. A trebuit să nu fie plătit. A greșit terenul, a greșit zona. Aici aia se face frumos așa cu stânga. Și aia e zona asta, nu mai avem, nu mai avem lăimuit. Pachim, am stricat aici. Cu Lime-ul acum. Dar merg așa, merg în zigzag acum aici. Ca să fie dată cumva toată zona. S-a schimbat super repede culoarea la tractor. Ați văzut dacă nu am mai mers pe Lime câțiva metri, s-a murdărit din nou cu nămolgen. Cu praf. Acum dacă s-a băgat pe Lime din nou, iarăși s-a făcut alt. Se schimbă foarte repede. Modul ăsta ce face, mă gândesc că citește foarte repede culoarea terenului și ți-o schimbă. Nu chiar instant, dar foarte repede se schimbă. Repede, până întoarce ăla să ajung eu acolo, la capăt, să pot să mă întorc. Hai, stai acolo. Da, am păcălit. Atât. Celălalt, bun, acum termină de arat. Puțin mai are. Îl luăm frumos și îl strângem. Bun, ălalalt vine și ăla la altare. Îi dau eu, de fapt, îl duc până în capăt și îl pun din celălalt capăt pe lucrător automat. Și mă duc și iau repede. Mă duc și iau repede celălalt tractor, ca să-mi plug în bază. Și mă uit să cumpăr terenurile cu porumb. Luăm bani din bancă și cumpărăm cele două terenuri de au porumbele. Ca să nu pățim, să nu dau timpul și pa, când am dat timpul să se schimbe, gen să fie terenul, să fie deja recoltat. Am mai pățit treaba asta și nu vreau să o mai pățesc. Am zis că las până în ultima lună și îl cumpăr și când s-a făcut timpul pentru porumb, am cumpărat terenul și nu mai avea nimic pe el, nu mai avea niciun produs. Bun. Am închis frumos plugul. Și am fugit să-l lăsăm în bază. Ar trebui spălate puțin și utilajele astea, nu le-am mai spălat absolut deloc, nu m-am mai ocupat de ele. Da, așa se vede că am muncit cu el. Eu așa am ideea, gen, dacă se vede utilajul murdar, se știe că am... Se știe că am muncit cu el. Mamă, ce-am dat acolo cu ăsta, da. Îl lăsăm tot mai și pe undeva. Vin o grămadă de mesaje, nu știu. Unde? Ușor. Bam. Ia să le spălăm puțin. Trebuie spălate săracele. N-au mai fost spălate de când le-am cumpărat. Nu le-am spălat astea deloc. Spălăm frumos și pancarta. Altceva. Se vadă că avem și utilaje curate. Dar îmi place, m-am zis și când sunt murdare, pentru că așa îi dă o culoare așa de realist. Bă, ai muncit cu tractorul ăsta, ai fost în câmp cu el. Ai arat, ai semănat, ai făcut de toate cu el. S-a muncit, nu gen, îl ții de colecție. No. Ai muncit, dar... Bun, spălăm și ăsta. Frumos. Puțin așa, după aia oricum o să sară gen toată vopțeaua de pe ele, când o să se mai învechească puțin. Și o să se vadă frumos, o să se vadă așa vechi. Bun. Astea spălate, ăsta cred că aș putea să-l las și la locul lui, să-l parchez pe aici pe undeva. Nu, trebuie să dăm cu rollerul. Da, eu deja vreau să-l parchez, cred că l-am spălat degeaba. Acum când o să dau cu el cu rollerul, o să se murdărească din nou. Am cuplat rollerul și am plecat.
Am uitat de roller. Uit de multe ori de dat cu rollerul și dau timpul. Și când îmi dau seama deja cultura a fost crescută, și după aia zici, pentru că ți urcă acolo un 7-8% cât îți urcă dacă dai cu rollerul, e binevenit că dacă mai scoți încă 7-8 tone în plus de la roller, de ce nu? Că până la urmă este pentru noi produsele. Ieșim noi în câștig și total nu prea pierzi timp, că ăsta merge foarte repede, fiind și foarte mare, faci terenul super rapid cu roller. Punem aici așa frumos. Ăsta nu trebuie pornit. Deci aveam senzația asta că trebuia să-l pornesc gen. Și de bătaie. Postia cu 30 la oră. Acum sper să nu înceapă să derapeze când iau curbele, să se ducă stânga-dreapta să scap sau să mă împingă, dar e destul de greu giungirul ăsta. Nu prea cred că ar avea vreun impact foarte mare asupra lui, mai ales că are și roțile astea așa de late. Ăsta ține pe teren, are o aderență destul de bună. Bun. Asta mic o termina de dat cu lime, mă duc repede să-l spăl și pe ăsta. Ăsta nici pe ăsta nu l-am spălat de când l-am cumpărat, n-am dat un pic de apă pe el. Absolut, absolut deloc. Acum se cunoaște că e murdar, tată. E murdar din toate punctele de vedere, cred că are mizerie și în cabină, nu? Da, e murdar tot. Bine, pe aici nu se murdărește, dar pe jos, acolo, la pedale și la praguri și preșurile sunt foarte murdare. Îl lăsăm aici, îl spălăm și pe el și remorca de lime, remorca de îngrășământ e curată. Aia nu prea se murdărește, că dau cu ea când e deja planta crescută. Am mai observat o chestie, când e produsul crescut, ce ai semănat pe teren, și mergi cu utilajele, nu se mai murdăresc, nu știu din ce cauză, probabil, ca și cum că are planta pe el și nu mai are pământul un impact asupra utilajului. Mă, ce bine am marcat. Genial a fost marcarea asta. Bun. Îl spălăm și pe ăsta puțin, cu apă pe el frumos. Hai să facem nou. Facem nou. Ăsta are și furca de baloți. Parcă îmi stă gândul să nu-l mai vând, nu știu de ce. Câteodată vreau să-l vând, câteodată nu vreau să-l vând. Nu știu. Să-l las de expoziție pentru fermă. Avem pentru baloți, avem și JCB-ul. Avem utilaj pentru a lucra cu ele, nu știu. Dar ăsta parcă totuși e tractorul de suflet. Așa a fost primul John Deere al fermei puternic, cu care am făcut destul de multă treabă și destul de mult progres. Nu știu ce să fac, dacă să-l vând sau nu. Nu mai gândesc. Parcă l-aș ține, parcă l-aș vinde. Nici nu vreau să am o grămadă de utilaje pe care să nu le folosesc. Care să nu fac treabă, doar să zic, am 10 tractoare. Ce fac cu ele? Folosesc doar două. Nu vreau nici chestia asta. Bun. Lăsăm aici. Și fug repede în celălalt de cu rollerul. Ăsta acum o să termine de semănat. John Deere. Opa. De ce s-a oprit motorul? S-a oprit, ăsta n-a mai vrut să muncească, probabil. Și eu mă duc repede și iau case-ul. Nu, case-ul nu, clasul. Mereu îi zic case. Trebuie să ne cumpărăm și un case în fermă. Să avem și un case, dacă tot îi zic la asta case, cred că o să trebuiască să vină un case în fermă, să avem și un case, să avem din toate categoriile câte un tractor. Gata. Ăsta îl băgăm și pe ăsta direct la spălătorie. Nu mai stau nicio secundă, nu-l pot lăsa chiar așa de urât într-un hal fără de hal. Asta chiar că e murdar. Asta chiar că e murdar. Dă-i pe aici. Vedeți cum se duce culoarea puțin câte puțin când am trecut pe pământ? Începea deja să ia murdăria de la teren. Bun. Vedem și la asta cu un pic de apă pe el. Și la tractor și la semănătoare. Nici că e wash simulator. Speli utilaje.
Trebuiau spălate, adevărul că mi-a fost și lene să le spăl. Deci pe greutate frumos. Se pare că dacă ții doar așa, nu trebuie să te miști neapărat cu furtunul ăsta cu apă, gen că dai așa în sus și în jos, doar dacă îl ții așa, mi se pare că ți-l spală. Bun, dar ăsta nu prea, sau s-a dus culoarea de pe el? Că nu se mai înnegrește, probabil s-a dus culoarea de pe el. Tractorul încă stă culoare. Cred că la 2-3 spălări o să înceapă să se ducă culoarea și de pe, și de pe utilaj. Îmi place când o să se ducă vopseaua, nu o să le vopsim, o să le lăsăm așa, gen, să se vadă dacă sau sunt utilaje mai vechi și că s-a lucrat cu el. Dăm puțin și aici. Gata, e ca nou. Așa. Lăsăm John Deere-ul să dea acolo cu rollerul singur. Ma să văd eu, animăluțele astea mai au nevoie de paie, au nevoie de ceva, văd că aici n-a intrat absolut nimic. La porci mai avem puțină mâncare, oricum asta încă ne produce, că am pus câteva produse în ea. Mi se pare că nu trebuie deocamdată să le dau mâncare la porci. Mâncare 39 de tone. Sunt 120 de porci, nu trebuie să le dăm mâncare. Iau balotul ăsta de aici frumos și îl băgăm înapoi la... De fapt, pot să-l pun direct la... Stai, sunt asta nu e de baloți? Bani? De baloți. Doar că nu l-am... Ce naiba? Trece prin el sau? Nu, trecea prin el mai înainte. Îl înțepam cu furca și trecea prin el. What the heck is this? Îl lăsăm aici frumos cu ailalți. Păi de ce mai aveau nevoie de paie? Mi se pare că dacă nu miști... Aha, deci am înțeles. Dacă nu miști cumva baloții, ridici și pui din nou. Degeaba i-am pus eu aici ăștia peste, că el nu-i citea să ia din el gen cât îi trebuia. Trebuie să vii să-i miști puțin ca să ți-i citească. Am văzut că l-am pus pe ăsta, când m-am apropiat aici cu el, bam, l-a citit și s-a umplut aici de paie. Bun, deci încă o chestie bună de știut. Trebuie mișcați baloții de aici ca să funcționeze, gen să ți-i citească. Nu doar cum i-am lăsat eu acolo și gata. Pentru că eu când i-am lăsat, atunci mi-a citit, vă dați seama că ți-i citești. Dar acum eu am crezut că gen cu timpul, când o să scadă 10%, bam, sau 2% sau 1%, își ia el automat din balot, dar nu și automat. Nu ți-l citește practic jocul, trebuie să-l miști tu. Să ridici, să-l bagi din nou în trigger, cum ar veni. Bun. Nu mai am motorină la tractorul ăsta, o să trebuiască să mă duc să-i bag puțină motorină în el, ca să nu rămâne pe aici pe drum fără combustibil. Asta o lăsăm în jos și intru cu mașina de mâncare pe cealaltă parte a grajdului. Aici am remorca aia, stă acolo, stabilă, e fix acolo, remorca cu paie. Numai mă leg de ea, pam, am aruncat paiele. Și cu asta la altă intru pe cealaltă parte a grajdului cu mâncare. O, că ne urcăm sus. Așa îmi trebuie dacă n-am pus bariere automate. Către jos și deschidele manuală. Te închis nici că mai închid. Las așa deschisă. În caz că mai ies și mai intru pe aici. Ca să nu stau tot să o închid, să o deschid în continuu. Asta e deschisă, e deschisă. Uop! Mamă, e grea remorca asta, se simt că la tractorul ăsta și l-a dat cu spatele acolo, am văzut că a început să patineze. Op. Atât. Le dăm și la astea puțină mâncare. Nu știu dacă o să intre foarte multă mâncare. Stia, ba da, intră. O, mă așteptam să-mi ia 3-4% din remorcă. Nu aveau mâncare. Bun, animale 40. A, păi, că mâncare ceva. Deci au fost consumat mâncare. Eu credeam că au plin de mâncare, că le-am pus paie și mâncare în același timp. Mă așteptam să iau un 2-3%. Bun, cred că celălalt tractor cu rollerul nu a terminat, nu? Nu.
Mamă, mai are o bucată nu prea mare de dat. Bucățica asta probabil o să o termine eu manual sau îl las pe el să o termine. Bun, și cam atât cu acest episod, îl lăsăm aici. Episodul ăsta nu a fost foarte interactiv, așa se zice, că am făcut foarte multe chestii, m-am ocupat puțin de terenurile astea două. O să luăm bani din bancă și o să cumpăr celelalte două terenuri de porumb, ca să le cultivăm de peste 2 luni, ca să avem și porumb pentru mâncare la porci. Bun, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați un subscribe, un coment, aveți linkul de la Discord acolo, linkul de la unele moduri pe care le folosesc eu aici. Și până data viitoare, v-am salutat, pa, 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 pa.